Bine m-am găsit la un episod. Înainte de acel episod propriu-zis, vreau să vă zic că în continuare sunt rapoarte cu 20% reducere pe car vertical, pentru că încă mă întreabă lumea dacă mai există reducerea respectivă, pentru că vor să-și verifice mașinile. Și începe să mă bucure chestia asta, pentru că oamenii au început să ia în, nu știu, să se gândească și la faptul de a verifica o mașină online înainte de a pleca la drum după ea, sau dacă au ajuns și li se pare că a fost lovită sau ceva, să o verifice. Și chiar mulțumesc tuturor care verifică mașinile prin intermediul linkului meu, pentru că asta îmi aduce și mie un venit. În altă ordine de idei, în acest episod o să vorbesc despre o mașină destul de iubită la noi în țară. Și este vorba despre Volkswagen Passat. Bine, cam tot grupul Volkswagen este foarte iubit la noi în țară. Când spunem mașină iubită sau dorită în țară, spui automat și Audi, spui cam tot grupul VAG, spui BMW, dar acum o să vorbim strict despre Volkswagen și ce ține de mașinile din grupul ăsta și despre problemele pe care le au. Ok, avem aici un Seat în spate care vrea să ne depășească, dar ne depășește acum. Da, și despre ce vreau să vorbim este despre problemele specifice sau problemele grave pe care le are acest model. Când vorbim despre Volkswagen Passat, vorbim despre motorizare în sine, dar sunt și alte probleme specifice la acest model. Așa că o să pornim în ordine cronologică și o să vorbim despre Passat B5 sau B55, cocoșatul se spunea în popor. Și este vorba despre un Passat care la capitolul tablă stă foarte bine. La capitolul motorizări este motorizarea de 1.9 care este tank. Deci la modelul ăsta nu cunosc să fie anumite probleme specifice. Dacă știți anumite probleme specifice grave sau probleme specifice la Passatul B5, B55, adică facelift-ul, vă rog să-mi le spuneți și mie în comentarii. După care o să trecem la versiunea mai nouă, versiunea de după la Passatul B6, o versiune care încă se cumpără foarte bine, încă este interes pentru ea, se găsesc piese peste tot. Și într-adevăr, Passatul nu prea are adversar pe piață, având în vedere ceea ce oferă. Și confort și spațiu, întreținere destul de ieftină, se găsesc piese cam peste tot, arată și bine. Deci Passatul este un compromis destul de bun, adică îmbine destul de multe nevoi pe care le-ai putea avea tu. Deci de asta zic că nu prea are rival, mai ales la prețul pe care poți să găsești acum Passat pe 6 și pe la 3.500-4.000 de euro, într-adevăr poate mai obosit, poate nu cu foarte multe lotări, dar se găsește. Asta e ideea pe care aș vrea să o transmit, că se găsește de găsit, deci nu e asta problema. Vorbind despre Passatul B6, sunt 3 versiuni, vorbim despre motorul 2000 diesel acum, 3 coduri motor, BMP, BKP și BMR. BMR trebuie să ai grijă, o problemă destul de mare la acest cod motor sunt injectoarele, pentru că mașina vine de fabrică cu injectoare Siemens. Dacă injectoarele au fost schimbate și de asta, fiind o mașină destul de veche, având peste 10 ani, mai mult ca sigur s-au umblat la motor, la injectoare și nu mai sunt cele Siemens sau cu cele Bosch. Vorbind strict despre injectoare, acele injectoare Siemens picau destul de des și făceau probleme motorului. Acum, dacă s-au schimbat, s-au pus Bosch, injectoarele Bosch care sunt prezente pe celelalte două coduri motoare, BMP și BKP. Multă lume zice că motoarele cu un singur ax cu came ar fi mai rezistente sau mai bune, eu nu prea merg pe premisa asta. BKP este cel cu două axe și BMP-ul este cel cu o singură axă. La cele două sunt probleme specifice ca la orice diesel. Însă o particularitate la modelele astea, unde intră și Passatul CC, modelele printre primele modele cum am avut și eu, o problemă destul de gravă este faptul că pompa de ulei cedează de cel mai multe ori din diferite motive, fie axul de la pompa de ulei, fie balansierii, parcă se numesc sau nu știu exact, au joc și la fel, o să facă pompa de ulei să cedeze. Ce se întâmplă când cedează pompa de ulei? Păi e destul de nasol. Ideea este că problema asta este doar la motorul de 2000 diesel, la motorul de 1.9 nu este. Tocmai de asta sunt niște băieți, sper să nu greșesc, pe la Târgu Mureș, care fac conversie de la pompa de ulei de 2000 la cea de 1.9. Sunt foarte multe persoane care au făcut conversia asta și a meritat, adică au scăpat de grija asta. E bine, în momentul în care pompa de ulei se defectează, rămâi fără presiune ulei, o să apară în bord oil pressure low sau ceva de genul, stop engine. Bineînțeles că foarte multe persoane nu opresc motorul imediat, iar dacă motorul funcționează chiar și 500 de metri fără ulei sau mănâncă uleiul în 500 de metri, motorul ăla poate fi compromis. Și bineînțeles, când o să încerci să pornești mașina, mai bine n-ai încerca, ci ai suna o platformă să vină să te ridice. Deci asta este o problemă specifică, am văzut-o foarte des pe grupuri și poți preventiv să faci conversie la cea de 1.9. Eu la Passatul CC pe care l-am avut, i-am schimbat doar axul și n-am avut probleme. Acum știu că până în
luna 9-2009, pe acolo a fost probleme cu axul ăsta, după care s-a schimbat, mă rog, imbusul de la axul, de la pompa de ulei, ceva de genul, s-a schimbat diametrul pe care l-avea și problema s-a rezolvat, s-a remediat. Deci asta eu consider problema destul de gravă, pentru că poți să rămâi fără ulei și poți să distrugi motorul. Dar de cele mai multe ori există kituri, poți să faci conversie și așa mai departe. Mergând în ordine cronologică, pe lângă defectele specifice pe care le are un motor diesel din grupul VAGA, adică mai pică un injector, mai pică o turbină, mai pică un eghere, mai ales la motoarele de 1.6 diesel, TDI-ul, înlocuitorul celor de 1.9, motorului de 1.9. Pe lângă probleme specifice unui diesel, mai pică la motoarele de generație nouă, Common Rail, o problemă destul de gravă, care de multe ori îți dă semne sau, dacă nu știi să verifici respectiva problemă, așa din când în când, de asta e bine să ai o diagnoză VCD, Delphi sau ceva de origine, să verifici din când în când valorile injectoarelor. Cu privire la valorile injectoarelor, ca să te ghidezi puțin, ar trebui să fie cât mai apropiate de zero valoarea injectată per cilindru, așa se zice și acolo în diagnoză. E, dacă valoarea respectivă este foarte apropiată de zero, injectoarele sunt în stare foarte bună, dar ideal ar fi să se completeze, adică un injector 1 să aibă minus 0.15 și injectorul 2 sau 3 sau 4 sau oricare să aibă plus 15, plus 0.15, minus 0.15, să se completeze, cam asta e ideea. Dar în principiu injectoarele pică destul de greu, cel puțin la Common Rail se întâmplă foarte rar și probabil dacă ajungi să zicem la 250.000-300.000 de km să schimbi un singur injector e ok. Injectoarele se știe foarte bine pică din cauza combustibilului de proastă calitate. Dar o problemă mai gravă decât asta, care se poate compromite și injectoarele și cam tot sistemul de injecție, adică conducte, pompă de injecție, pompă de motorină, pompă, toate pompele, mă rog, îți compromite cam tot, este pompa de înaltă presiune de la motoarele Common Rail din grupul VAG. Chiar am un clip pe canalul meu în care am vorbit cu un băiat despre problema asta și a pățit-o la un Audi A4 din 2013. Exact despre ce vă ziceam, este vorba de motorul Common Rail, rampă comună. El a alimentat la un moment dat dintr-o stație mai no-name, ca să zic așa, mă rog, o să găsiți clipul pe canal, dacă o să căutați probleme la un Audi A4, nu mai alimentați din, pentru că nu vreau să fac antireclamă. După câțiva kilometri s-a oprit mașina din mers, iar problema cea mai mare și cea mai gravă pe care o poate crea pompa de înalte la Volkswagen Passat sau orice din grupul VAG la Common Rail, este faptul că pompa poate face pilitură, șpân, îi se zice în popor. Este o pilitură care vine din carburant, dar odată începând să producă pilitură pompa respectivă, o să ajungă în injectoare, o să ajungă în conducte, în rampe, în toate nebuniile și într-un final o să ți oprească motorul din mers și nu o să mai poți să-l pornești. Și ce înseamnă asta? O să trebuiască să faci cam tot ce ține de injecție la motor. Băiatul ăsta l-a plătit, nu știu, l-a costat undeva la 80 de milioane, aproape 2000 de euro să repare motorul cu injectoare și de alte cele din dezmembrări. Deci în reprezentanță îl costa destul de mult și efectiv nu renta să o repare reprezentanță. Deci asta ar fi o problemă destul de des întâlnită la motoarele Common Rail. În rest, nu am auzit să fie probleme specifice și grave, însă cele mai grave pe care eu le știu și consider că ar trebui luate în vedere sau verificate măcar, ar fi pompa de ulei la motoarele de 2000, cele Euro 4, BMP, BKP și BMR. BMR să se verifice injectoare dacă mai sunt cele Siemens, dar sunt și cazuri în care cele Siemens merg foarte bine. Deci sunt cazuri și cazuri, depinde cum a fost mașina treținută, până la urmă asta ți-o asumi în momentul în care ții o mașină SH. Dar în principiu sunt mașini bune, Volkswagen Passat sunt complete, sunt la prețuri accesibile, sunt ieftine la treținere, sunt mașini bune per total, pentru că despre asta este vorba, dar cu bubele lor. Cum sunt și la BMW, de exemplu, trebuie să schimb distribuția, dar eu nu văd o problemă, o văd o consumabilă. În rest, cutiile automate de la Volkswagen sunt destul de ok, DSG-ul 1, 2, oricare vreți voi, sunt bune. Deci sunt niște mașini bune, complete, chiar nu am ce să le reproșez. Din când în când mai trebuie regenerat filtrele particule, dar asta nu intră în discuție. Problemele cele mai mari, care trebuie luate în vedere și verificate periodic, ar fi pompa de ulei. La 1.9 nu e problemă, la 2000 este problemă, dar poate a fost schimbată conversie, cine știe. Dar poate să fie pompă care să nu aibă probleme, sau poate să fie o pompă care mâine o să-ți apară în bord că nu mai presiune ulei și pa. Dar totuși, dacă ați vrea să o cumpărați un Passat, aș vrea să
v-aș recomanda de fapt să puneți niște bani, să luați 1,5€ direct, pentru că scăpați de mai multe probleme, dar dați de problema cu pompa de înalte, care v-am zis produce pilitură. Chestia asta poate fi verificată destul de simplu în capacul pompei respective. Mă rog, când ridici capacul poți să vezi niște urme de ulei, ca să zic așa, sau anumite lichide din motor și poți să vezi dacă are pilitură acolo. Bine, pilitura poți să vezi și în filtrul de motorină când faci revizia, dar cam toate au puțină pilitură acolo, pentru că nici motorina nu este cea mai curată, cea mai bine curată poate este, dar zic așa că tot o să rămână ceva în 10-15.000 de kilometri când schimbi tu filtrul, pentru că eu recomand să schimbi filtrul de motorină la fiecare revizie, pentru că la noi în țară nu funcționează mitul long life, nu funcționează mitul cu ține filtrele 30-40.000 de kilometri, pentru că mașina nu merge în aceleași condiții, mașina nu are parte de aceeași întreținere, uleiul și alte consumabile sunt și contrafăcute, nu sunt de aceeași calitate, calitatea îndoielnică și poate de una motorului. De asta, uite, Passat. Sunt niște mașini bune, mașini pe care le poți lua foarte dotate la un preț accesibil, deci din partea mea am avut Passat și am fost foarte mulțumit și probabil toți care aveți Passat sunteți mulțumiți. Dar fiecare mașină are bubele ei, mai majore sau mai minore. Pe lângă chestia asta, să vorbim puțin și despre caroserie. Probleme cu caroseria la Passat în general dă rugina pe la cromatul lateral, pentru că reține apa acolo și în timp o să dea rugină. Pe la aripile din spate dă rugină. Uși am văzut praguri, dar asta la modelele mele. Pe la B6 am văzut și pe la CC. Sunt la fel la mânerele de la uși, am văzut că mai dă rugină, dar în rest sunt mașini reușite. Fiecare model, fiecare mașină în sine are o problemă de fabricație. E, la Volkswagen Passat asta este și, na, ce să mai. Bun, cam asta ar fi episodul. Dacă aveți anumite adăugări, vă rog să mi le lăsați în comentarii și dacă aveți sugestii pentru următoarele episoade, aveți secțiune de comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, salut!